Gala 100 pentru centenar, scrie povestea mai departe alături de dumneavoastră și alături de artiștii României, precum Iana Novac. Născută de cealaltă parte a Prutului, Iana a înțeles mai întâi când era copil că România este o țară de poveste. De ce? Pentru că a cunoscut mai întâi România din poveștile bunicilor săi. Acum trăiește aici la București și intră chiar acum pe scena Ateneului Român în această gală alături de quartetul Pasione. Verde plopuscatul plânge ardealul și pănatul. Măi, pate, plânge ardealul și pănatul, Moldova și tot regatul. Țara lacrimi grele, găuri-n pământ cu ele. Măi, frate, măi, eu sunt departe, n-am ce face, mă gândesc și scap pe ace. Să-mi ajute, n-am cui cere. Păi să nu mă ajute, n-am cui cere. Și mă gândesc la țara mea, mi-am pierdut și liniștea. Măi, frate, măi, cine vălim, nu vine-n țară.